oameni cu probleme penale. Nu știu dacă, în primul rând, cei care aveau un, deci, un proces în curs sau o reclamație în curs, nu are de să știe. În al doilea rând, nu știu la care vă referiți, eu știu vreo două situații în care efectiv oamenii au făcut greșeli administrative foarte clare, dar n-au făcut lucruri care să fure, să zic, în patrimoniul public sau la oamenilor sau chestii de genul ăsta să își înșușească bani. Sunt greșeli iarăși de la legislație. De exemplu, în legea administrației, ca să vă dau un exemplu, că mi-am să aminte de un primar care mi-a ridicat problema. În legea administrației publice locale, dacă vă uitați, după care funcționează primările, se spune că n-ai voie să angajezi rude de grad 1 sau 2, 4. În legea cu compatibilitatea, fără să modifice legea administrației publice locale, se spune 3, 4 și atin. Da? Și a dus mai departe. E, unul de primar, de exemplu, are un proces în curs pentru că el a mers cu secretarul primării, ministrul pe legea administrației publice locale, nu s-a gândit la cealaltă și a avut angajat câteva luni de zile un afin a primării, după care n-a, cu animul. Și între timp s-a dus legea cu incompatibilitatea și a intrat ca incompatibil. Adică sunt situații și situații de genul acesta. Da.